Dilema veche la timpul prezent. Despre etica în business vorbim astăzi, pornind de la dosarul revistei Dilema Veche de săptămâna aceasta. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este redactorul șef al revistei Dilema Veche, Sever Voinescu. Bun venit la Radio România Cultural! V-am găsit mulțumesc mult pentru invitație. De ce un dosar despre bunele maniere în afaceri? Păi de ce nu? E o temă foarte aprinsă de multă vreme. În sfârșit a ajuns și la noi în România o temă, o să spun, ca, ca, o temă de dezbatere publică un pic mai largă. La noi în general temele occidentale ajung cu oarecare întârziere, asta o știu eu, în un dat cultural. Și capitalismul a ajuns La mai cel mai târziu în forme în fine foarte originale. Fapt este că am făcut acest dosar pentru că am fost, în fine, am avut discuții mai multe cu oameni din interiorul corporațiilor care sunt foarte preocupați de această temă și, de fapt, cred că nota de originalitate a acestui dosar și ce îl face să fie cu adevărat o lectură, zic eu, foarte importantă pentru cei preocupați de temă, este că acest dosar este scris aproape în integralitate de oameni din interiorul corporațiilor. Vedeți, noi avem în general o percepție exterioară despre corporații și în general pe asta o, să zic așa, o rumegăm în fiecare zi. E o percepție din presă, e o percepție din societatea civilă, e o percepție din diverse cercuri mai mult sau mai puțin stângiste care detestă în general capitalismul și văd în corporații diavolul însuși. Avem o grămadă de prejudecăți, dar ceea ce se întâmplă în corporații este... Ceva ce e mult mai viu, și mult mai real, și mult mai inteligent decât noi din afară credem. Și faptul că oameni din corporații, care sunt în serviciile de legal sau în serviciile de compliance, cei care se ocupă de etica în interiorul corporației, dar și de etica relației corporației cu, cu alte entități. Faptul că ei au scris și și-au mărturisit frământările, întrebările, realizările și, în același timp, proiectele în sensul acesta, face ca acest dosar să fie cu adevărat unic. Bun, dar la ce mai este nevoie de etică, de departamente de etică în aceste mari corporații, de vreme ce există legislație, chiar legislație specifică pe anumite domenii de afaceri? Păi e nevoie pentru că. După cum știți, raportul dintre etică și drept este un raport, cum să spun dacă vreți, de cercuri care se intersectează. Legile reglementează niște lucruri, dar dincolo de legi există regulile etice care sunt destul de contextualizate. Există, de pildă, situația în care o corporație mare, veche, are propriile reguli de etică, și adesea, când își desfășoară activitatea într-o țară anume, regulile alea de etică intră uneori în coliziune cu regulile de etică neoșeale ale oamenilor, ale poporului respectiv în țara respectivă. Sunt probleme care apar de genul acesta. Și uh, provocările de natură etică din interiorul unei companii sunt continue, ce am putut să aflu și eu uh, cu ocazia asta. Și pentru că există o presiune socială în sensul ăsta, adică evident că capitalismul, corporațiile, uh, sau, dacă îmi permiteți să inventez un cuvânt, s-au eticizat în ultimile decenii sub imperiul unei presiuni sociale și au început să considere din ce în ce mai serios și poate în stil corporativ, să spun, problemele de, de natură etică și în acest moment eu pot să, să vă confirm că nu cred că există companie, corporație mare, importantă în, în, în lume care să nu aibă acest gen de preocupări. A, că răspunsurile pe care le dau acestor întrebări de natură etică ne plac sau nu? că ele sunt unele cinice, altele sunt, din potrivă, grijulii până aproape ți-aduc aminte de angajatul de la stat, pentru că sunt și corporații care au grijă de angajațiilor, cam cum are statul grijă de funcționarul de la stat, cu, cu, în, în partea de privilegii, să spun. În fine, fiecare dă cât un răspuns... Uh, dar realitatea etică din interiorul corporației, repet, e foarte vie și extrem de interesantă și noi știm foarte puține despre asta. Și mi se pare normal și mi se pare bine că acești oameni au acceptat să scrie în acest dosar și aduc realmente o plusvaloare serioasă. Bun, consumatorii au început să devină mai conștienți de riscurile pe care le presupun anumite afaceri, de chestiuni etice în jurul unor produse. De pildă, anumiți producători de cafea s-au asociat și promit să reducă impactul asupra mediului, să-și plătească toate taxele, să ofere lucrătorilor agricoli salarii decente. Etica în afaceri aproape că devine un business, nu? Când spui fair coffee, de pildă. Nu știu, există acum, sigur că, cum v-am spus, răspunsul de tip corporatist la problemele de natură etică. Are și el, cum să spun, o, o, un specific al lui. De ei creează departamente, creează, cum să spun, poziții. Această, de pildă, această funcție de compliance officer, nici nu știu cum s-ar putea traduce în românește, traducerea direct ar fi ofițer de conformitate, traduci, dar sună, dar nu înțelegi nimic. Vine, e vorba de o persoană care este anume desemnată. Să aibă să spun inputul de natură etică în legătură cu ce face o companie. Și asta este o persoană angajată în interiorul companiei care face asta. Există și consultanți, trebuie să vă spun, apropo că etica însă să devenind un business. Există consultanți de etică pe care companiile care ajung la un moment dat într-un anumit impas de natura asta, îi cheamă îi plătesc. Sigur că sună bizar cum ai că ești expert în etică, dar noi trăim o lume în care am văzut și experți în egalitate de gen, am văzut și experți în uh, fel de fel de lucruri pe lumea, să nasc expertize în anticorupție, în, vine, fel de fel de experți. Bun, există și acești experți care dau consultanță de natură etică, dau consultanță etică companiilor care au nevoie la un moment dat de așa ceva. Este... Mă scuzați, nu e cumva și o consultanță de imagine aici? Adică de unde ceva. atunci când o, companie, când o companie își angajează într-adevăr un expert în etică sau nu face un gest fățarnic, doar, un gest de fațadă cumva, să spună doar că, că este că, până la urma, preocupată de etică. Până, în nu, până la urmă rezolvă problema etică pe care o au în funcție de ce le spune consultantul și sigur decizia lor, dar de-aia l-au angajat să le rezolve o problemă de natură etică, că dacă au o problemă de imagine, angajează un alt expert, că avem experți, și de ăștia cu imaginea, cu comunicarea, cu PR-ul, e o lume plină de experți. Dar pentru că m-ați întrebat de povestea cu legile, trebuie să vă spun un lucru. Nu odată și avem un text foarte interesant al lui Cosmin Alexandru în dosar, în revistă, nu chiar în dosar, câteva pagini mai încolo, tot pe tema asta. Nu odată legislația în România, de pildă, împiedică companiile să ia măsuri etice firești. Și el dă acolo exemplu, de pildă, a unei companii în care un om a fost prins pe camera de luat vederi furând bani din caserie, prins pe camera de vederi, a fost dat afară, a contestat în instanță. După 2 ani de proces, instanța a decis definitiv că hoțul trebuie reintegrat în companie, să-i se plătească toate salariile din urmă, pentru că procedura prin care compania l-a dat afară pe acel hoț nu a fost conformă cu codul muncii unde trebuie să ai uh, o comisie în care să fie reprezentat și nu știu cine și nu știu cine, în care trebuie să ai trei sancțiuni la rând, în care etc., 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 etc. Pe urmare, am avut, sunt situații de acest gen în care legislația e atât de prost făcută încât împiedică compania să aibă o atitudine etică firească. Și acum, uh, realitatea din teren în momentul ăsta, trebuie să o spunem, e scrisă în dilema, este că în momentul în care o companie Uh, depistează un angajat care încalcă grav reguli de etică din interiorul companiei și vrea să-l îndepărteze, îi plătește ca să plece. Se fac settlements, îi dă salariu pe șase luni, pentru ce nu mai pleacă. Pentru că ei știu că dacă îl dau afară pe acel om, ăla se duce în instanță, câștigă și trebuie să se întoarcă, etc., etc., etc. etc. Prin urmare, Adesea, legislația, paradoxal, împiedică o acțiune de tip etic în interiorul unei companii. Se întâmplă și situații de astea, de aia îndemn pe toată lumea să citească acest număr din dilema, pentru că sunt convins că vor vedea. Uh, uh, că aceste corporații au o realitate mult mai complexă decât lozincăriile pe care le auzim la tot pasul, mai ales în ziua de azi în România, unde a atacat corporațiile a devenit deopotrivă o preocupare pentru partide politice și ONG-uri. Cred că e singurul punct în care partidele politice și ONG-urile cântă cot la cot aceeași muzică și anume acesta al contestării corporațiilor. Apropo de realitatea complexă din teren, cum fac oare companii multinaționale, companii de mari dimensiuni, care sunt prezente peste tot în lume, ca să se conformeze nu doar cu legislația, ci și cu etica diferită da, față de regiuni, cum ar fi nu, în Statele Unite, Europa, Europa sigur, de Est, poate. Sigur, sigur în, în spațiu arab, nu mai vorbesc. Adică, da, sunt, asta exact la probleme de genul ăsta încearcă să răspundă, să explice dosarul nostru cum cum reușesc, cum fac aceste companii. Gândiți-vă, ai o companie multinațională care uh, uh, angajează într-un anumit fel, să spun, femeile în Suedia și dacă are nevoie de femei în filiale din Arabia Saudită, are o altă problemă, care e strict de natură culturală, de natură etică. Prin mare, există niște standarde uh, vezi cum le flexibilizezi. Sunt unii care sunt foarte rigizi, sunt alții care sunt foarte flexibili. Nici ea foarte flexibil nu ne plac. În fine, nu ne plac nici rigizi, nici flexibili, în general nu ne place nimic. Dar, da, asta este o problemă foarte serioasă pentru ei, foarte serioasă. E diferită România ca, ca spațiu uh, față de uh, Europa de vest, de pildă. Din ce mi-am dat eu seama, uh, există în mod de evident un, un specific al, uh, al României. El nu este atât de pronunțat pe cât, cum că am dat exemplele astea, uh, voit uh, foarte diferite Suedia și Arabia Saudită. nu, nu Distanțele între Europa de vest și Europa de est nu sunt atât de mari, cu atât mai mult cu cât... Trebuie să vă spun, cei mai mulți oameni angajați în corporații sunt oameni tineri. Pe urmare, sunt oameni care sunt formați după 1990, au un alt tip de deschidere față de lume, față de Occident, sunt mult mai permisivi la regulile de tip occidental decât să spun, în fine, cineva care a lucrat, nu știu, 30 de ani în România comunistă, și care este impregnat de, de acel tip de, de etică. Uh, prin urmare, sentimentul meu a fost că nu, din ce mi-am dat seama discutând cu ei, că nu e o mare diferență. Sunt unele diferențe, dar nu foarte mari, dacă în orice caz aceste diferențe pot fi administrate, pot fi gestionate. Adică uh, poți lucra într-o corporație, să spun, germană sau într-o corporație uh, americană în România după standardele germane și americane în mare. Dilema veche la timpul prezent, vorbim despre bunele maniere în afaceri. Există domenii, cum ar fi medicina, de pildă, în care perspectiva etică este esențială. Prețul medicamentelor, de pildă, influențează accesul pacienților la acest medicament. Până la urmă, prețul înseamnă o chestiune de viață și de moarte. Cum poți asigura în același timp și profitul companiei și accesul pacientului la, la medicament, de pildă? aici, aici e, e, o, e o chestiune un pic mai complicată, pentru că în pe acest traseu nu este un traseu direct, pe acest traseu intervine întotdeauna statul. Cu subvenție teri... de pildă sau... Da, și intervin întotdeauna casele de asigurări și ai o relație între ei aici, între contribuabil care e și clientul final, să spun casa de asigurări care gestionează un întreg sistem de sănătate, producătorul farm, sunt zeci de scandaluri cu subiectele astea și trebuie spus că nu numai în România este Criza sistemului de sănătate este atât cuprinzătoare în spațiul acesta european și nord-american, și partea acestei crize, în mod evident, sunt problemele pe care le, le ridică industria farmaceutică. Dar aici, repet, e, e ceva mult mai complicat. Dosarul nostru a vorbit și vorbește în general despre această problematică. Noi nu ne-am dus pe o anumită, cum e în industria farma, cum e cu tăierea pădurilor, cum e cu cafeaua și cu fair trade, cum e cu. Nu ne-am ne dus în asta, uh, dar am cules experiențe de la oameni, pentru că în dosar scriu uh, uh, experți și oameni preocupați și frământați de problema asta din interiorul unor companii de farma, din interiorul unor companii de IT, din interiorul unor bănci, uh, deci diverse business-uri. Sever Voinescu, dar cum a fost privită de-a lungul istoriei ideea de profit în raport cu morala? Asta are, are o istorie foarte interesantă. Uh, profitul ca atare a fost, uh, cum să spun, prost privit din uh, dintotdeauna. Uh, anticii aveau o părere proastă despre afaceriștii care vreau să facă profit, să se îmbogățească. Aveau o părere bună despre cei care administrează bine casa, astfel încât să poată trăi toți, să trăiască toți. Să ai grijă de casa ta, de cetatea ta, era ceva bine și să procur, să faci astfel încât uh, să avem toate cele necesare, unei trai bune era bine. Dar când vrei să te îmbogățești tu, deja asta nu mai era bine. Uh, momentul creștin este un moment toată lumea știe în care toată această uh, gândire și propensiune spre îmbogățire personală a fost uh, uh, diabolizată. Uh, însă odată cu apariția capitalismului lucrurile s-au schimbat. Uh, și uh, am ajuns, evident, și în extrema cealaltă. Sunt oameni care consideră că profitul este, de fapt, singura măsură plauzibilă a succesului. Sunt mari economiști, Milton Friedman și alții care o spun explicit. Ei spun: rostul corporațiilor pe lume este să facă profit, să nu ne mințim. Dar sunt și alții care spun că, din potrivă, rostul corporațiilor și rostul afacerilor e mult mai complicat. Sigur că profitul e important. Dacă afacerea să fie cu adevărat bună, pe lângă profit trebuie să mai produci ceva. Unii spun că un tip de servicii, alții spun că un tip de spirit. În orice caz, un model etic te ajută fără îndoială în, în business-ul tău. De altfel, să spun, citatul cu care se deschide revista noastră pe prima pagină în acest număr, asta și spune că să fii bun e o afacere bună. Și asta este spusă de o doamnă care este fondatoarea și proprietarul din cele mai mari corporații din Australia. Rostul companiilor este să facă profit fără îndoială. Sunt cel puțin două fețe urâte ale capitalismului în România, despre care se tot vorbește. Capitalismul de cumetrie, vorbim despre capitalism de cumetrie de obicei în relație cu statul sau capitalism sălbatic, acolo unde statul este cu totul absent în dauna consumatorilor, în dauna oamenilor, care ar fi locul cumva al companiei corecte, cinstite în. Între aceste două forme urâte ale capitalismului? Unde, unde e rost de făcut profit uh, etic? Dumnezeu, dacă aș ști, m-aș fi făcut om de afaceri și nu mai eram acum aici să vă vorbesc de dilema veche, ci conduceam cine știe ce corporație și număram uh, milioanele și eram încântat de succesul meu uh, care sper eu ar fi fost și etic. Uh, dar nu știu să vă răspund la această întrebare și în general mi-e teamă că nu există un răspuns de natură teoretic aici. Cred că știți cum e sunt oameni, există formula asta de definiție, ce e cu tare lucru și răspunsul e valabil este zice, nu știu să spun ce, dar îl recunosc imediat. E, cam așa e și aici. Uh, trebuie văzut caz cu caz, și de fiecare dată când vedem cum se manifestă, uh, fie în piață, în afaceri, fie în, în zone colaterale, câte o corporație. Imediat putem emite, fiecare dintre noi, păreri de natură etică, să spunem că ni se pare în regulă sau nu ni se pare în regulă și așa mai departe. Dar să găsim o formulă teoretică, așa trebuie să se poziționeze o companie în raport cu statul și cu piața, ca să fie în regulă și ca profit și ca profil moral, asta nu cred că putem. Dar este profitul imoral? Care este uneori, acum, da. acum raportul dintre business și moral în zilele noastre? Ne, uneori, sigur că uneori profitul e imoral, fără îndoială. Aici însă, vedeți, când facem judecă judecății etice, e foarte complicat, pentru că întâi că toată lumea face lucrul ăsta. Avem o, o, o propensiune, o tentație care nimeni, nimeni, nimeni nu-i rezistă să facă judecăți etice despre ce vede în jur. Uh, și uh, la fel e și cu, și cu uh, când, când ne uităm la corporații. De foarte multe ori, uh, judecățile de natură etică poartă în ele uh, subiectivitatea unei frustrări, subiectivitatea unei invidii sau, din potrivă, subiectivitatea unei admirații, uh, uh, a unei adorații chiar. Prin urmare, e dificil să, să, să vă spun așa cum unora profitul, evident că dacă este obținut prin mijloace de natură imorală sau dacă este folosit mai departe pentru lucruri de acest gen, evident că miroase urât acel profit. La fel, în partea cealaltă. Deci, eu cred că profitul este moral sau este imoral în funcție de mijloacele prin care este obținut. Există corupție în mediul privat? Da, sunt convins. De altfel, avem un text care, chiar așa, se cheamă Corupția între privați. Evident că există. Și am fi, cum să spun, într-o societate în care există corupție bun, noi ne uităm numai la corupția asta de la stat, că ne place ce se întâmplă cu DNA și așa mai departe și bun dar evident că există corupție în toate sferele și în public și în spațiu privat, chiar și în spațiul societății civile evident că aici unde sunt foarte mulți bani în zona corporațiilor, sigur că există Sever Voinescu, sunteți de profesie avocat, la origine ați profesat ca avocat. A existat în cariera de avocat vreo situație în care v-ați pus probleme etice? Da. Da, nu vreau să vorbesc despre asta. Nu are rost că nu, 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 nu să povestesc eu ce mi s-a întâmplat mie. Da, da, sigur. Și eu cred că orice om, în orice activitate, la un moment dat ajunge să-și pună probleme de natura asta. Uh, judecat asta în bun și rău, în corect și incorrect, repet, aparte de povestea legal-ilegal, este ceva ce nu ne putem reprima. Și evident că ai întotdeauna, în raport cu ceilalți, îți pui întrebarea se poartă corect cu mine, nu se poartă corect cu mine, uh, unii chiar își pun întrebarea mă port corect cu el sau nu astea mai rari. Dar, în general, îți pui întrebarea dacă lumea e corectă cu tine sau nu. Și dai firește diferite răspunsuri. Uh, nu putem scăpa de întrebări de genul ăsta. Și cred, sunt convins de altfel că absolut toată lumea, nu numai în avocatură, nu numai în business, și în relație cu prietenii, și în relația cu copiii tăi, și cu soția ta, și cu părinții tăi, în toate relațiile îți pui acest tip de probleme. Dar acest tip de probleme în contextul corporațiilor au un specific anume și eu cred că acest dosar îl evidențiază. Bune maniere! În afaceri se numește dosarul de săptămână aceasta din Dilema Veche. Sever Voinescu, vă mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la timpul Eu prezent. Vă Noi suntem de la Grecianu. Și Matei Martin. Cu bine, pe curând!